Aș tineri, vreau să vă apreciez că sunteți pentru a doua întâlnire la această conferință. De obicei, sâmbătă dimineața, v-ați fi putut tras plapuma în cap de dimineață și putea să vă treziți la miază, împinși de părinți cu breakfastul lângă voi, și totuși așa ales să fiți la momente în care, în imaginea mea, când la timpul de rugăciune aveam în minte o armată de voluntari și Duhul Domnului mi-a pus gândul acesta când m-am întrebat, Doamne, ce înseamnă armata aceasta, că majoritatea nu au făcut armata. Și din partea Domnului am înțeles că aceștia sunt voluntare care se oferă să lupte. Știți, întotdeauna când este o mobilizare, este o parte, o chemare de voluntari și apoi ceilalți cu forța, care nu vor schemați să vină. Dar prima dată vin voluntari. Voi sunteți o armată de tineri care sunteți conștienți de bătălia care trebuie să o duceți, vă asumați lupta asta și ați venit de bună voi aici. Acum vă apreciez că ați venit, dar nu știu dacă mai sunteți aici. Sunteți aici? O să mă întrebați, dar de ce, nu ne vezi picioarele? Vreau să vă spun ceva, o statistică spune că 46% din timpul unde, avem, când avem picioarele într-un loc, mintea nu e acolo. Vă mai întreb încă o dată, sunteți aici? Vă văd picioarele la toți aici. Sper că și mintea voastră va rămâne concentrată. De unde să știu că sunteți aici? Dacă spun, dacă stric, cum spune psalmistul, dacă stric lăuda să fie Domnul, toți tinerii spun? Amin. Amin. E dovadă că... Și îmi place de psalmist care spune Nu, eu șoptesc lăuda să fie Domnul. Eu meditez. Eu mă gândesc, eu sugerez. Eu stric, lăuda să fie Domnul. Și spune mai departe, și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei, pentru că suntem într-o luptă în care o avem de dus, avem de lupta cu trei inamici. Firea, care e noi, lumea care e afară, și cu diavolul sau cu armata lui. Dragii mei, noi mulți, mulți vrem să murim pentru Hristos și spune suntem gata să ne dăm viața pentru Hristos dar sunt puțini care vor să trăiască pentru Hristos. Cine, dacă v-ați la persecuție, la o prigoană, v-ați dat viața pentru Domnul? Și toți a spune, da. Dar dacă v-ar întreba cine vrea să trăiți pentru Domnul? O, aici vom avea de vorbit mai mult. Vreau să vă apreciez pentru că sunteți conștient. Spuneam că vă apreciez pentru tema care ați ales-o, subiectul acesta și titlul, mi-a marcat titlul pentru că spune multe felul în care l a ales. Bătălia aceasta care o duceți pentru a vă păstra mărturia, și spuneam aseară, nu doar mântuirea. Voi nu sunteți, uh, cum spun englezii, the light version of uh, Christianity. Voi nu sunteți versiunea aceea uh, ușoară, standard, de bază, care oferă minim. Voi nu vă mulțumiți ca să vă mântuiți. Pentru că mântuirea între noi și Dumnezeu, mărturia între noi și alții. Voi ați înțeles că Dumnezeu are un plan mult mai mare decât a vă mântui, ce a vă folosi mântuirea pentru a impacta prin mărturie voastră. Și, de fapt, mărturia este o dovadă a faptului că suntem mântuiți. Poate vă desconsiderați și când m-am gândit la, la faptul că suntem o armată, mi-a venit în minte o situație care am avut-o anul trecut în biserica noastră când am fost vizitat de un păstor din o țară arabă și spunea el cum Dumnezeu prin niște tineri misionari a putut impacta țara respectivă. Persoana care ne-a vizitat era păstor într-o biserică subterană, într-o poziție undeva în structurile statului, dar era cumva sub acoperire. Și când am vorbit cu el și întâlnirea care aveam, Telefonul și-l punea într-o altă cameră, toți trebuia să punem telefonul în alte camere și stăteam doar și când a predicat, am oprit transmisia și am rugat ca nimeni să nu facă poză, tocmai de a proteja identitatea. Îmi spunea despre faptul că într-o țară arabă, organizație de misiune, azi vrea să vă trimitem 500 de tineri misionari. Organizația din țara aceasta arabă a spus: Trimiteți-ne pe rând 250 în primele șase luni și 250 după aceea în următoarele șase luni. Și ce vor să facă? Că ei n-au voie să predice aici. Vă rog să ne trimiteți să facă curat în oraș. Ei, în perioada aceasta, statul acesta, pregătea legea aceea, șaria, uh, uh, șaria, așa, șaria. Legea în care se impune tuturor cetățenilor, și după care este judecat să o trăiască fiecare cetățean. Sau, mă rog. Și asta afectat automat pe creștini. Când au văzut uh, arabii, musulmani, că vin străini, creștini, ca să curețe străzile orașului, să facă curat după ei, a zis cum putem noi să dăm o lege? care să incrimineze, să lovească în oamenii ăștia care au venit nevinovați și să se ocupe de nevoile noastre. Și acești tineri, nu știu câte experiență au avut, nu știu câte au stat în școală de misiune pentru a fi pregătiți, dar spune păstorul acesta că uh, au avut puterea, prin exemplu mărturiei lor, să schimbe și să întoarcă această lege și niciodată nu s-a mai dat în acest stat uh, arab. Pentru că au înțeles, nu și-au și desconsiderat, eu văd o mare potențială în această armată, care o văd în fața mea în această seară și cred că Dumnezeu vă, vă poate folosi uh, puternic pentru ceea ce are el în plan. În, dragii mei, seara am vorbit despre, uh, ne-am verificat dacă mai avem mărturie sau nu, că tot vorbim despre a o proteja, la ce să păzești dacă nu mai ai. Cred că trebuie să pornim de la premiza aceasta sinceră, dacă avem, dacă nu avem, ne asumăm, dacă nu avem să o recuperăm, ne cerem iertare și vrem să o recâștigăm. Și aseară am avut niște filtre, cum să ne testăm. vi le amintiți, -am dragii mei, care au fost, uh, filtrele acestea? Cum pot să știu eu dacă mai am mărturie sau mi-am pierdut-o? Vă amintiți unul dintre ele? Care erau? Ziceți unul dintre ele, măcar. Care a fost? Nu, care n-a fost, poate nu, nu aveți de unde să știți. Care a fost? Da? Aveți, aveți tineri jos printre voi? Sunt, nu, nu, sunt. Fete curajoase, da, ați vrut să spuneți. Spune una, nu? Ok, nu uh, va una, prima care mi amintesc de aseară era faptul că ne trebuia să ne verificăm dacă suntem influențați sau influențăm. Și se citea din, din Matei 5, exemplul acesta dat de Domnul Iisus cu sarea, care sarea are scopul de a schimba lucrurile în jur, de a influența. Dacă unde ești, la școală, la muncă, dacă în atâția ani, dacă în atâția timp nu ai schimbat, n-ai influențat, uh, este îndoială legat de mărturia ta. Care a mai fost un alt criteriu după care ne-a verificat? Dacă iubim planurile noastre sau? Sau? Care era opțiunea? Scopul lui Dumnezeu. Era vorba despre ce ne place noi, ce ne-am propus noi, ce am vrea noi, ce ne-am propus când am venit în Franța. Domnule, asta e planul meu, să vin să... Asta a fost planul multora dintre noi, sau generația mai așa, mai în vârstă, să venim să ne luăm o parete de adidas, să ne luăm un costum, să ne luăm o mașină. În viața noastră am avut posibilitatea să ne cumpărăm o mașină în România și am zis, Doamne, dacă vine în Franța, vine în Occident, mie iau o mașină, voi fi mulțumit. Am avut planul, am tot de schimbat, am tot schimbat, am adaptat, și acum am realizat că nu suntem numai pentru bani în Franța și că Dumnezeu are un scop mai mare pentru noi. Și în momentul în care îl cauți și trăiești pentru scopul lui Dumnezeu, nu sunt planurile tale prioritate. Deja mărturia ta se schimbă. Apoi, un alt criteriu a fost o întrebare dacă căutăm mai mult harul lui Dumnezeu sau gloria lui Dumnezeu. Doamne, dăm, dăm, dăm numai pentru mine sau Dumnezeu vrea să folosească harul acesta ca să-și primească slava și gloria din harul care l-am primit eu? Și apoi legat de ce sete producem în jurul nostru. Ce spun oamenii după ce stau 15 minute cu tine, după ce lucrează o zi cu tine? Ce spune despre tine, despre experiența care au avut-o cu tine? Și a mai fost apoi un alt criteriu, dacă este vreun compromis mic în viața ta, chiar dacă tu te ții mare, că nu faci anumite păcate grave care le fac ceilalți din afară, dacă este un compromis mic în viața ta, te poate... Ucide și chiar dacă acum este un compromis ascuns, poate fi o, o, o cădere a mărturii tare publice. Și ultima a fost ce fel de relații ai cu ceilalți. Era un verset care l-am citit și spunea că Dumnezeu a pus sare în noi ca să avem relații cu ceilalți. Și testează relațiile ca să vezi câtă cantitate de sare este în tine. Astăzi, dragii mei, la prima sesiune din dimineața aceasta, vom vorbi despre... Uh, cum se poate pierde mărturia? Și după masă vom vedea cum se poate lupta pentru mărturie, cum ne putem proteja. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. În lupta aceasta în care suntem, și mi-a plăcut gândurile tuturor celor care au slujit până acum, că se sublinia, se evidenția faptul acesta că suntem într-o luptă. Ajunge un moment de neveghere, ajunge un moment să lași garda jos. Te poți fi născut în familie de credincioși. Voi să ai chiar părinți slujitori în biserică. Ajunge un moment de neveghere, pentru că părinții nu pot veghea în locul tău. Și asta pe asta se bazează foarte mult strategia în război. Slăbiciunea adversarului, să-l prizi într-un moment nepregătit și e suficient un moment care să compromită toată mărturia voastră. Dar nu suntem în de planul lui. Și vom vedea, vom analiza cum se poate pierde o bătălie, cum se poate pierde o, o mărturie, cum poate un tânăr cădea? Și nu lăm un caz cazul nimănui, ci lăm un caz în Scriptură, pentru că găsim un pasaj care vorbește tocmai despre cum se pierde o bătălie, cum se pierde o mărturie. Așa că o să vă invit să deschidem la Proverbe capitolul 7, tot în timpul acesta vă invit să ne ridicăm în picioare. Și cei care aveți Scripturile și probabil veți și urmări pe ecrane, de la versetul 6 am să citesc în jos. Imaginați-vă, dacă vreți, descrierea unui un autor aici, un narator, care probabil să zicem că ar fi locuit pe o stradă din Paris, se uită pe balcon și iată priveliștea care o vede. Stăteam la fereastra casei mele, imaginați-vă că stăteam undeva așa la balcon sus și se uită pe fereastră și vede o secvență, pentru că se pare că a urmărit toată secvența aceasta, da? Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine, aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Era în Amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că ea a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără astâmpări, picioarele nu-i putea sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe toate colțurile stătea la pândă. El l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis. Eram datoare cu o de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Mi-am împodumit patul cu învelitor cu aștenut cu, aștenut cu pânzetul din Egipt. Mi-am stropit aștenutul cu zmirnă, aloie și scorțișoare. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața, ca să ne desfătăm cu dezmierdări căci bărbatul meu nu este acasă și a plecat într-o călătorie lungă. A luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu i așa, ea l-a demenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca bolul care duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o, va costa viața, până ce săgeata ei va străpunge ficatul. Și acum, fiilor și fiicilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei astfel de femei. Să nu te rătăcești pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților. Drumul care coboară spre locuința morții. Amin. Mulțumesc, vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Ne vom uita împreună acum în Cuvântul lui Dumnezeu și vom analiza treptele acestea unei căderi. Pentru că, dragii mei, niciodată nimeni nu cade dintr-o dată. Biblia vorbește în Galatina despre cei care cad deodată. Acolo este altceva. Acolo imediat este chemat biserica, cei din jur, să se mobilizeze, să ridice. Aici este vorba despre o cădere premeditată, într-un fel. A fost graduală, a fost o, 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 o degradare a mărturiei până s-a ajuns la cel mai uh, jos nivel. Le vom lua pe rând cum s-a ajuns aici. Poate vă observa și voi în Cuvântul lui Dumnezeu și alte lucruri. M-am uitat atent la fiecare verset și am, am descoperit câteva trepte în care l-a dus pe acest tânăr la această cădere, care l-a însemnat mă, pierderea mărturiei. Vreau să vă preciez pentru că discutați despre subiectele acestea. Vreau să vă preciez că nu suntem abordarea aceea de tip ștruț, în care ne punem capul sub nisip și avem impresia că dacă nu vorbim despre o problemă, nu o avem între noi. Avem impresia că dacă nu discutăm despre un subiect, e ca și cum, mai bine să nu discutăm, ca și cum asta ne ajută. Ne... Nu, nu. Cred că biserica trebuie să răspundă, să pregătească, să prevină lucrurile acestea, să discute și vă apreciez pentru mesajul care l-ați ales pentru conferința aceasta, pentru că mie îmi spune că voi nu vă mulțumiți doar cu puțin, vreți în cele mai mici detalii a mărturiei voastre, că mărturia este ceva ce se vede în primul rând, voi în cele mai mici detalii vreți să reprezentați pe Dumnezeu. Vă încurajez, vă apreciez pentru asta, pentru armata asta mare. De asemenea, vă, vă apreciez și uh, generale care aveți aici pe prima linie, din generația uh, Prima Linie și celălalt slujitor noi. Mă bucur să fiu împreună cu fratele uh, Grigore și fratele Matei, frații păstori, pe care îi respect foarte mult. Și apoi mă bucur să văd o generație de slujitori noi care se ridică și care vă va conduce în voia lui Dumnezeu. Așa că respectați-i, sprijiniți-i, uh, fiți alături și rugați-vă pentru ei. Mă bucur pentru ceea ce Dumnezeu va face mai departe în Paris. Sunt încurajat de ce văd aici. Voi aveți viitor, aveți perspectiva. Voi sunteți motorul bisericii. Atât potențial zace aici. Nu vă puteți imagina. Nu vă subestimați. Dacă vă trebuie să curățați orașul acesta, să-l schimbați, faceți-o. Doamne, sunt aici la dispoziția ta. Fă ce vrei tu cu mine. Și dacă spuneam și seară și repet, cel mai important moment din timpul slujbei e când se gata biserica și când toți veți ieși pe stradă și oamenii vor vedea ceva, că sunteți diferiți. Parisul acesta tânjește să vadă tineri, familii, tinere, care trăiesc diferit, care au o mărturie diferită. Voi aveți ceva ce nu poate oferi nici președinția statului, nici guvernul și o altă instituție. Voi reprezentați pe Dumnezeu. Sunteți atât de binecuvântați, de privilegiați să fiți așa. Haideți să ne uităm, dragii mei, acum ce să nu facem? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că toate aceste lucruri, toate experiențele negative din Scriptură au rămas pentru noi învățătură ca să nu facem așa. Aici este acest gen de învățătură, așa nu. Prima treaptă în încăderea acestui tânăr, în procesul în care și-a pierdut mărturia, au fost anturajele dubioase. Vesetul 7 și vesetul 8 spune, a zărit printre cei neîncercați. Deci era într-un astfel de mediu, avea anturajul acesta oameni neîncercați. Oamenii care nu au experiența vieții. Oamenii cred, care cred că le știu pe toate. Și o să vă vorbim despre asta mai târziu. Și pe mine mă doare când văd că mulți dintre noi, dintre tineri, desconsideră anturajele acestea, de multe ori consideră că biserica îi, îi îngustă, că tinerii aceștia care vin aici la demisolul acesta, la basementul acesta, nu, nu știu foarte multe. Și spun ei, o, eu n-am prieteni din biserică, dar am prieteni din aceștia din lume care sunt, frate, sunt mai buni decât ăia din biserică. Este o minciune, este o înșelare. Când diavolul îți aduce ideea aceasta că ești dezamăgit pe drept de cei din biserică, da, ai tu prieteni la școală, ai tu prieteni la muncă, ai tu francezi, ai tu alte naționalități care îi ați prieteni adevărați. Și diavolul te înșală cu gândul acesta că ia domnule și, și generalizez că toți din biserică nu te poți înțelege. Frate, n-am prieteni din biserică că nu mă pot înțelege cu ei. Ei nu te pot. Nu te pot. Și de asta vine uh, diavolul și se aduce pe femeia aceasta care, uite, în sfârșit, cineva care te înțelege. În sfârșit, cineva te apreciază. În sfârșit, cineva validează potențialul din tine. Domnule, eu în biserică n-am auzit pe nimeni cum îmi vorbește femeia asta. Domnule, cât mă apreciază. Uite, tinerii aceștia, uite mă, cum, 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 cum validează potențialul meu, cât de mult uh, cred în mine. Dragii mei, uh, oricât ar spune cineva despre uh, tinerii din biserică, e cel mai bun anturaj care tu ai nevoie. Și spuneam aseară că putem avea pe scara aceasta de prieteni, prieteni care să ne ridice în, în sus și alții pe care să, ridicăm noi, să ridicăm noi în sus. De multe ori sunt așa de fascinate mediile, anturajele de afară, când ne duc prin niște căi în care n-am mai fost înainte. Și e ceva așa, e, entuziasmul ăsta, exciting, să, wow, aici ce? Aici ce ai? La biserică, repetiții, biserică, repetiții, rugăciune, repetiții. ce așa încântător întreabă asta? Ai prieteni de afară? Domnule, te mai scot, te deschid perspectiva, mai vezi și tu o realitate, mai vezi cei din dincolo de gard. Și tot timpul va fi o atracție mare să mă lasă că ăștia, numai asta știu, biserică, repetiții, acasă, muncă, școală și iau de la capăt iară. Rezistați la aceste tentații, pentru că anturajele acestea care promit de afară sunt anturaje care nu ajută, veți vedea unde duc lucrurile acestea. Este foarte mare putere în anturaj. Noi dăm vina pe societate, dar societatea lucrează prin, în cazul ăsta prin anturaje. Anturajele, când ai un prieten din lume, cum spuneam aseară, ori tu îl vei influența și la un moment dat să spune, mă, ceva de când umbli cu tine se întâmplă cu mine, ori tu vei recunoaște că de când umbli cu, cu celălalt, viața ta s-a schimbat. Surorilor, tinere dragi, nu faceți din căsătorie, din prietenia voastră, metodă de evangelizare. Aud câte o soră, frate, eu cred că Domnul mă cheamă prin mine, prin relația noastră. Domnul să-l întoarcă la pocăință. Nu, nu, nu amestecați uh, afecțiunea cu compasiunea cu afecțiunea. Dacă Dumnezeu vrea să mântuiască pe cineva, nu lăsați să o facă prin nefericirea voastră. Sunt frați, îndemnați -i, trimiteți i la liderii tineret, faceți orice, dar nu rămâne în zona aceea cu gândul acesta că nu ești chemat să evanghelizezi prin nimeni, prin asta că e așa de sensibilă delimitarea aceea între compasiune și afecțiune. Frate, dar dacă voi, voi posti, mă voi ruga, voi mijloci înainte Domnului și poate să-l mântuiască. Dar eu am văzut vieți chinuite. Și poate după moartea soției, după a, o viață de rugăciune, s-a întors și el în final. Ok, dar tu pot să am, așa, prieteni mai apropiați din lume. Sigur. Dar cu un scop. Și vă rog să verificați dacă relația care aveți cu cei din lume este deja... Periculoasă sau nu? va a influențat sau ați influențat? De unde să știu dacă m-a influențat? Voi da un scurt test. Dacă de când ești cu persoana respectivă, ești mai ascultător de părinți, ai note mai bune, ești mai implicat în școală, e o confirmare că relația aceea e o influență bună asupra ta. De când ești cu prietenul, cu prietenul respectiv, de când ești în relație cu cineva, dacă Resta, uh, notele tale sunt mai slabe la școală. Dacă din momentul acela nu te mai înțelegi așa de bine cu părinții. Că zic părinții, mă, nu știu, de când e cu fata asta, de când e cu băiatul ăsta, nu te mai poți înțelege cu el. Nu e o confirmare bună. Dacă, de când vorbești că nu mai ești implicat în slujire, nu mai ai aceeași raportare la biserică și la slujire și la relația cu Dumnezeu, e o confirmare că nu e neapărat o relație bună. Testați-vă, că probabil deja unii sunteți în relație. Foarte important cum vă alegeți prietenii. Voi sunteți responsabili și nu puteți da vina pe nimeni legat de... Uh, Uite, vă spun ceva. 65% dintre studenții creștini care intră în universități, în facultăți, 65%, este o statistică din America, 65% dintre ei uh, graduează ATEI. Pentru că influența anturajului celor patru ani de zile poate fi un or mai puternic decât 18 ani de investiții care a făcut părinții și biserica cantine. Să îți doresc să fii la cu facultate, să fii trecut prin botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, experiență, slujire. Și după patru ani în care te confrunți cu ideologii lumii, în care ai în față profesori care îți demontează toate argumentele tale Biblice, pentru că nu ești ancorat în adevăr. Și ai așa o evanghelie numai după ce ai auzit între lumea asta a, a confruntărilor teologice, argumentare. Și temin și zice, nu mai știu ce să cred. Termină facultatea și spun, mamă, eu nu mai știu ce să cred despre credința asta. E atât de important influență, nu neglijați. Spuneam aseară, noi am fost creați de Dumnezeu să influențăm și să fim influențați. Nu poți fi altfel. Nu. Alegerea nu e dacă ești influențat sau nu, alegerea este de cine te lași influențat. Cu cine umbli? Eu cred că noi suntem suma întâlnirilor care le avem în viață, suma relațiilor care le avem. Voi sunteți produsul întâlnirilor, influențelor care le-ați avut în viață până acum sunt în stare atât de mult, prețuiesc orice minut uh, în, în prezența unor oameni al lui Dumnezeu care mă pot impacta, impacta viața. Sunt în stare să plătesc drumul până în America, să plătesc mâncarea la un om care să stea 50 de minute cu mine să-mi impacteze viața. Cred în influența asta. Sunt conștient că și eu am și o exercit asupra altora. Sunt conștient că fiecare întâlnire uh, ne impactează, ne influențează. Fii conștient de asta. Spuneam tinerilor din biserica noastră despre, avem o fetiță de 12 ani și spuneam fretelor, uitați-vă, fica mea, se uite la voi. Voi sunteți modele. Spuneau, oh, eu la 17 ani, eu la 18 ani. Ce modele? Ce vorbești? Eu, nu, eu, așa, așa o părere despre... Tu deja ai influență. Duminica, fără să realizezi. Sunt fete aici care abia stau pe scaun lângă mama lor și se uită la tine. Tu influențezi fără să dai seama. E foarte important pentru că anturajul poate fi prima treaptă în, în căderea noastră. Dice aici că era un tânăr fără minte. Aici, în versetul 32 din capitolul 6, un tânăr fără minte se referă la omul ăla care are predispoziția aia spre, spre uh, păcatul curviei. Oameni care oricând pot cădea. Și, dragi mei, Vreau să spun asta împreună cu toți păstorii care suntem aici. Oricine poate cădea. Dacă nu veghează. Mesajul acesta este unul preventiv. Dacă vreți, pentru oricine ajunge un moment de neveghere. Am văzut oameni la uh, vârste înaintate care și-au pierdut mărturia. Și oamenii au șo fost șocați în jurul lor. Nu venea să crede despre lucrătorul acela cu experiență prin care Dumnezeu a lucrat pentru că suntem într-o luptă în care nu avem voie să luăm pauză. Și noi nu realizăm că fiecare indiciu mult, fiecare lucru care îl vedem, fiecare întâlnire care o avem, nu ne mai lasă cum am fost înainte. Ori ne schimb într-o parte sau altă. Există o puternică influență în, în întâlnire, în anturajele care le avem. Doi, uitați-vă la versetul 9, 8 și 9. Administrarea greșită a timpului. Zice că ce era la... era amur de seară, în noapte grea, și întunecoasă. Probabil era seara târziu, nu era preocupat de uh, muncă, probabil la două zi nu muncea, probabil era unul din ăstea care stătea încă pe suportul părinților. Nu era foarte interesat de, de a-și organiza uh, timpul. Și aici am văzut la mulți tineri, dragii mei, o, o treaptă în căderea lor. A fost de multe ori la baza căderii lor, simplu motiv că și-au administrat greșit timpul. Îi pe tine la consiliere de multe ori ce plan ai pentru săptămâna asta. Și în afară de faptul că merg la muncă, nu mai știu să-mi nimic. A fost unii care am insistat să-ți cumpere agenda mai nou aveți pe telefon, puteți să aveți aplicație în care să vă faceți programul pe mâine. Vă întreb pe unul dintre voi, ce faceți luni seara? Și mulți îți vedea din umeri. Ce faceți marți după școală? Ce faceți miercuri după muncă? Păi nu știu, ce se va întâmpla? Noi toți ne culcăm seara obosiți, toți suntem aglomerați. Toți suntem am avut zi încărcate. Absolut toți, toți când merg seara la culcare spune că a fost o zi aglomerată. Pe ce ți-ai consumat ziua? Ce ai făcut? Dacă nu vei nota tu intenționat lucruri importante în viața ta, vei fi oricum aglomerat, dar nu cu lucruri importante. Și eu vă încurajez în ilustrația aceea cu borcanul în care pune, pune pietrele mari prima dată. Uite, îmi propun să citesc din cuvântul lui Dumnezeu disciplină în fiecare zi atâta. Îmi propun să citesc în aceste două săptămâni o carte. Îmi propun să sun în fiecare zi, să încurajez 10 oameni. Propuneți lucruri importante și după aceea lasă pe alții să-ți conducă viața. Altfel, alții îți vor face programul tău. Fără să realizezi, nu mai trăiești tu programul tău. O administrare greșită a timpului. Se gata biserica. Ce faceți? Apropo, ce faceți în seara asta? Păi nu ne-am gândit la mare lucru. Nici nu va fi un timp eficient folosit pentru Dumnezeu. Știți că uh, timpul înseamnă valoare, valută? Știți că timpul înseamnă, de fapt, viața noastră? Când îi dau cuiva din timpul meu, îi dau din viața mea. Timpul este atât de prețios înaintea lui Dumnezeu. Se spune că dacă o oră pe zi investești într-un domeniu, în 5 ani de zile ajung la nivel de doctorat în nivelul respectiv. gândiți-vă încă o dată. 5 ani. Probabil unii aveți cont de Facebook sau de alte social media de peste 5 ani, da? Vă petreceți o, zi, o oră pe zi, cu siguranță mai mult. Ați ajuns la nivel de doctorat. În ce? sunteți doctor în a da mai departe următoarea poză. Suntem doctori în a scrie repede. Avem nivel de doctorat. Cât timp s-a irosit? Realizez, dragul meu, cea mai mare tragedie este timpul irosit. Potențialul irosit. Spunea un, un predicat de culoare, mai Muzro, spunea așa, când veți, când veți ajunge în cimitir, să-i să, să fie ciudă pe voi că v-ați folosit tot potențialul și n-a rămas nimic în voi. Live full, die empty, spunea el. Trăiește plin și mor gol. Folosește timpul la maxim, fiecare minut dă ceva, dă ceva. Dumnezeu a investit și asta este un secret. Cu cât vei da mai mult, vei lăsa conducta să meargă, cu atât vei primi mai mult. Unii uneori de multe ori, nu avem ce să dăm la uh, uh, dăm pentru că nu mai, nu mai, cum să zic, nu lăsăm să circule binecuvântarea halului Dumnezeu, care înseamnă măr prin mărturia noastră să impacteze Dumnezeu pe alții. Dumnezeu nu are îngeri în, în Paris. Dumnezeu v ales pe voi. În, în China, când se, când se uh, convertesc oamenii, păstorii spun în, în biserica subterană secretă, bineînțeles, spun, ok, voi uh, Bine ați venit în familia lui Dumnezeu. De azi încolo, Dumnezeu va mai avea încă două mâini, va mai avea Dumnezeu încă două picioare, va mai avea Dumnezeu încă o gură în Paris, va avea Dumnezeu încă doi ochi în, în, în Paris, va avea Dumnezeu încă două urechi în Paris. Că Dumnezeu nu-și trimite acum îngeri în mod fizic să umble pe străzele Parisului. Voi luați locul lor, voi reprezentați pe Dumnezeu. De asta va trebui să prețuim timpul acesta. Știți care este durerea mea, dragii mei? Că irosim ani de zile. Și la final, la final, stoarcem clipe, cerșim clipe, Doamne, mai dăm! Și au fost oameni care au ignorat mesajul lui Dumnezeu ani de zile. Și Dumnezeu nu, era mai oblig... nu, mai era obligat Dumnezeu să le mai dau o șansă. Și Dumnezeu le-a dat și le-a dat și le-a dat și au irosit harul acesta lui Dumnezeu. Și la final a spus, dacă mai dă Dumnezeu viață, Dacă mai dă Dumnezeu viață, dacă Dumnezeu mă mai ridică din boala asta, dacă Dumnezeu mă mai trece peste problema asta, am să mă întorc, am să-L slujesc. Dar de ce să nu faci acum lucrurile care n-ai vrea cândva, cândva să le regreți? Vreau să vă spun, dragii mei tineri, un secret la bătrânețe, care mă îndrept acolo și l-am învățat de vreme. Cel mai greu lucru de suportat la bătrânețe nu e boala, ci regretul. Și vreau să schimb acum lucrurile care să nu le regret la bătrânețe. Asta e înțelepciunea. Nu să ne căim la bătrânețe? Doamne! Dacă mai... Și-am văzut oameni, am văzut tineri care și-au pierdut sănătatea. Dacă Dumnezeu mi-ar mai da o sănătate la sluji, aș da, acum aș da un milion de euro. Nu, no, nu, no, eu nu cred asta. Dumnezeu ți-a dat suficientă sănătate, uite să poți să vii aici, ți-a timp să, să investești, să faci ceva pentru alții, de ce să aștept să le pierzi ca să le știi prețui? Nu dacă nu-ți organizezi timpul, vei fi oricum aglomerat și asta va fi o mare ispită pentru tine, o mare tentație să nu știi ce să faci cu timpul tău, mai ales acum în care diavolul are grijă să-ți lăsești. Fiecare minut petrecut într-un într mediu, în fața unei imagini, în fața unui computer, în fața unui telefon, îți poate influența căderea ta. Este foarte important, dragii mei, să vă folosiți timpul acesta. Până la 18 ani, petrecem aproximativ 6 ani în fața unui device. Și numai 4 luni în biserică. Până la vârsta de 18 ani. Sunt mulți tineri care ajung să cadă în, în păcat din cauza o, unei administrații greșite a timpului. A treia cădere a fost direcția greșită, căile greșite, Vesetul 8 spune că trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste femei. Vedeți, el nu alerga spre ea. A ajunge numai să-i pe drumul ăla, nu trebuie să faci mai lucru, spune, nu, eu niciodată nu o să facă. Frate, eu mă duc acolo, mă duc în barul ăla, mă duc la petrecerea aia, dar eu nu fac asta. Să fie clar. Eu mă duc acolo, mă duc cu prietenii că de la școală, ce le vorbea, dar eu nu beau. Să fie clar. Mă duc acolo la muzica aia, mă duc în, în, în contextul ăla, dar eu nu i-am să mă țin de Domnul și așa. Și nu, 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 nu asta e înțelepciunea. Înțelepciunea nu -i se să întreb cât de departe pot să merg ca să nu cad. Înțelepciunea spune cât de, de, pot să mă retrag să nu cad. Ăsta asta este un lucru foarte important să înțelegem că să putem anticipa unde duce drumul acesta. Așa era un, un, un om biat pe stradă, s-a oprit pe cineva și a zis, Domnule, unde duce drumul ăsta pe care-s acum? Și zice celălalt cetățean, la morgă. Drumul ăsta mai repede sau mai târziu, acolo te duce. Oricând poate să te lovească o mașină, ești într-un drum periculos, ești într-o stare periculoasă. Și mulți tineri care spun: eu n-am vrut să se ajung acolo, n-am vrut, frate, să cad în păcatul ăsta, n-am vrut să mă trezesc aici, n-am crezut vreodată că voi face lucrurile acestea oribile. Dar am greșit momentul în care am făcut primul pas. Am avut o discuție cu un tânăr, cu ceva ani în urmă, în care spunea, frate, noi într în context în care uh, la noi se consuma părinții, bunici, din neam în neam, la, eram toți creștini, dar la noi se consuma alcool, în, condiții, în măsuri moderate. Și a spus, uite, cuvântul lui Dumnezeu ne, ne învață să ne încurajează la abstinență totală. Dar frate, și-am început discuții teologice, biblice, n-am reușit nici cum să-L conving. A spus, uite la tatăl meu, uite la bunicul meu, uite la ceilalți care au fost echilibrați, s-au reușit și au avut un pahar de vin întotdeauna la masă și au fost oameni sănătoși, oameni cu mărturie și așa mai departe. După o perioadă, cred că erau mai puțin de câteva luni, a venit la mine la, la, înapoi și era cu capul în pământ. Și spune, vreau să îți spun ceva. Oh, zic, s-a întâmplat o, acolo? Nu, 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 mult mai greu. Am ajuns să fac ceea ce nu am crezut vreodată că voi face, de la paharul acesta. În Efeseni, capitolul... 5, acolo unde vorbește, cred că versetul 18, unde spune, nu vă îmbătați de vin, am studiat mai mult și am și predicat în biserica noastră despre acest aspect. Înțelegerea mai profundă este acolo în care spune, nu te duce pe drumul care duce la beție. Nu face primul pas care duce acolo. Care e primul pas până la te îmbăta? Primul pahar. Un tânăr înțelept nu va avea primul pahar. Deci nu, nu, nu vreau primul. Mă, dar nu te, îmbazi, nu te îmbezi într-unul. Nu, 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 nu vreau primul. Omule, ai îmbrățișat nu e o tragedie acum, nu intră să... Nu vreau primul, nu vreau să fac primul pas pe un drum care mă duce la cădere. Ați fi voi pregătiți să primiți această înțelepciune din partea lui Dumnezeu și să vedeți pericolul, să anticipați căderea încă de la primul pas? Dacă drumul acela nu te ține tu curajos. Știți ce -mi vine minte acum? De Petru. Doamne, eu, Păi celălalt ne cred. Păi oricare, dacă dai două, trei pahare, cu să se îmbată. Dacă îi duci într-o discotecă, gata, rămân acolo. Pe mine, Doamne, pe mine poți să faci orice. Dacă, mă, dacă e nevoie să dau viață pentru tine, noaptea asta îmi dau viață. Petre. Cum zicem noi, calm down, Petre. Calm down. Petre, uite-te aici. Suntem toți vulnerabili, Petre. Doamne, nu știu ce vorbești tu, ce părere ai tu despre mine, ce creceri despre mine, dar eu sunt un tânăr în Biserica Filadelfia, în care pot să faci orice cu mine. Eu rezist. Mă duci oriunde, eu sunt integru, eu rezist. Eu am relații cu Dumnezeu, eu sunt ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat prin mine, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Nu, nu, nu asta e înțelepciunea. Pe mine nu mă impresionează vitejia asta și nici pe diavolul. Înțelept este omul care spune, nu, nu, mulțumesc frumos. Nu mă duc, nu particip la întâlnirea asta. Mulțumesc frumos, nu mă asociez cu asta. Mulțumesc frumos, nu ating nici primul fum, nu sunt curios. Orice drum, mă uit unde duce, cineva mă o să oferă și poate unii cu intenții bune, dar nu vreau să. Un om înțelept întotdeauna. Frate, dar îmi pierd mântuirea dacă mă duc acolo? Ca și, și unul mă vine cu întrebări așa grele, frate, dar care, îmi pierd mântuirea dacă mă duc la e, balul bobocilor? Mă, nu ți-o pierzi, nu ți-o pierzi, dar îți pierzi mărturia, poate. Dar îmi pierd mântuirea dacă beau asta, dacă fac asta, dacă trag asta, dacă... Nu-i vorba despre, despre mântuire, e vorba despre ceva care Dumnezeu ți-a dat, care să... este ceea ce tu poți să oferi lui Dumnezeu, pentru mântuirea ta s-a luptat Dumnezeu, pentru mărturia ta trebuie să te lupți tu. Deși și puterea aceasta de a rămâne în mărturie e tot din partea lui Dumnezeu. Dacă stau să mă gândesc, și mântuirea este efortul lui Dumnezeu și, și mărturie este tot harul lui. Dar îmi cere mie să -mi fac partea, În ce Dumnezeu, spune, tu spui nu și eu îți dau putere să te ții curat. Tu spui numai nu, tu spui numai nu, îți deschizi gura și spui nu. Dar pentru aceasta ne va trebui să ne stabilim aici valorile și limitele în biserică, la rece, nu în parc și seara la umbre, la cald. Aici, acum. Spune, eu nu, eu mă angajez, în lața mea de pretenie, nu merg dincolo de limitele acestea. Spune ei înainte, spune lui înainte, vorbiți despre astea. Spune la școală, la colegii tăi să știe că cu tine se merge până la limita asta. Există o limită, să lasă pe oameni să știe de unde să te ia. Nu spune cum aminteam aseară, că te doare stomacul, nu bei că nu scade bine nu fumez că ții la plămânii tăi. Nu, nu, nu. Spune că ai ceva mai important decât plămânii. Sufletul tău și nu vrei să legi de nicio adicție. Lasă-i pe oameni să înțeleagă de unde te pot lua și spune pe strada asta nu circul cu mine. În al patrulea lucru, a patrulea cădere lui a fost treapta aceasta a acceptării compromisului. versetul 13. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Auzi, să te, să te îmbrățișezi o femeie tu care mergi la sală, tu tragi la mușchi care poți lua într-o mână și să dai cu ea? Și spune, nu, nu. Acum ați arat la acest bol mușchii mei. Da? Acum să vede de ce mergi la sală. Nu, nu, nu. Stai, tu nu te atingi de mine. Până aici. Dar el a zis, oh, nu, no. ce -i așa mare că te am în braț o femeie? Ce se poate întâmpla din asta? Și accepți compromisul, accepți. și fără să dai seama, inima îți bate mai tare. Și mă, e așa o senzație mai interesantă, mă, n-am asta niciodată până acolo. Și parcă deja, exact ca și boul la care, iertați-mi exprimarea, dar e una biblică, nu mai știi, nu, nu ți-ai pierdut, gata, hormonii se sunt cap, nu mai știi de tine. Și vreau să realizați, dar de fiecare dată când acceptăm un compromis, puterea de împotrivire se jumătățește. Vă dau un exemplu. Totdeauna când îți vine diavolul și te încolțește, te ispitește cu o minciună, inima ta îți bate, începi să roșiești. Și toți văd, Bă, ceva nu e ok cu tine. Dacă tu tolerezi asta, conștiința lui Dumnezeu, tribunalul lui Dumnezeu pus în tine, și treci peste minciuna aceasta, o să vârșești, a doua oră când îți vine să mai minți, când ești ispitit să faci asta, o faci cu 5% împotrivire. Mult mai lejer acum. Inima nu mai bate așa tare? Nu se vede pe fața ta că minți? Realizați, dragii mei, de ce e periculos fiecare compromis? Că este mai ușor apoi să cedezi în fața ispitei. Câți dintre noi nu ne-am nu ne uh, tremurat mâinile și picioarele când ne-am pe părinți prima dată? Uite ce legere acum. Așa, nici cel mai bun psiholog nu te citește. Mins, lejer, răzând, domnule, așa cu o confidență și îi spui, ba exagerez, ba le învăț, ba îi spui adevăr de jumătate. Domnule, deja te-ai obișnuit compromis și când ai spus o minciună la părinți, să o susții minciuna asta și la slujitori, după atât să mai spui și la prietenii tăi și fără să dai seama un crom, Asta e problema compromisului. Că niciodată diavolul nu se oprește unde ai negociat cu el. Diavolul te duce dincolo limitele, te împinge mai departe. Când, când vine prietenul sau prietena și pune presiune pe voi pentru un mic compromis, respinge dar dacă mă lasă, mă întreabă soră, dacă mă părăsești, ce să faci? Să mulțumești Domnului. Dacă ea crede despre mine că sunt un bădăran, că nu știu să mă compor, ce să zică despre mine? Dacă mă lasă. Vreau să spun ceva important, să nu vei frică de asta. Dacă cineva vă lasă pentru asta, mulțumiți Domnului că v-a scăpat de persoana care trebuia să scăpați. Dacă există presiunea aceasta pe tine să cedezi, sunt timp deja de șase luni împreună, dacă nu mă lasă să... Ascultă, când îl vezi că îi se urcă uh, hormoni în cap, arunci un pahar de apă rece pe el și tot așa, cool down, <laughs> te liniștești, te recorești, și după aia mă sun, după aia stăm de vorbă. Nu vă fie frică, nu cedați la presiunea asta pentru că în realitate, și o să vă spun un secret acum, în realitate, băieților le place să iasă cu o fată care cedează ușor, dar nu le place să se căsătorească cu o fată care cedează ușor. Rețineți diferența? Îi place să iasă cu tine că știi că obține ceva seara aia. domnule, o, dom o prăjitură, te cheltui vreo 10 euro, dar, Doamne, ai niște senzații, da? Dar când e vorba de căsătorie cu aia n-ar că nu e, nu, Dar te vezi cu ea? Și întreb, tu vezi pe sora aia, pe fata aia, mamă la copiii tăi? Oh, nu no, way! Ești vorbă. Dar de ce ai ieșit cu ea? Pentru... pe așa, că e o fată care Ok. Tu realizezi să nu-ți pară rău dacă tinerii te vorbesc din biserică că ești o, o din a crescută pe munte. Slavă Domnului, bucură-te de asta va fi exact o singură persoană care va ști să aprecieze ceea ce alții ce -alți ce n-au văzut la tine. Nu te stresa să-l captezi, să-l prinzi, nu accepta niciun compromis mic. Pentru că el îți va mulți, bărbatul acela care va fi soțul tău, îți va mulțumi mai târziu că i-ai respins pe toți, că asta va avea mai multă încredere în tine. Altă treaptă, ascultarea poeziei acestei fermecate de la versetul 14 până la versetul 21. Are o, poezie femeia asta. Ispita are atât de multe lucruri care să ți le spune efectiv, domnule, ajunge diavolul să țină cu tine. Și îți prede că diavolul spune cât de mult tu meriți, că de fapt ești așa, pe nedrept, pe tratat, pe nedrept. Și diavolul începe să țină cu tine că tu meriți mai mult și tot așa. Ai dreptul acesta, dragul meu, să-ți spun probabil ce nu spun părinții. că toate acestea sunt poezii fermecătoare care nu sunt reale. Și diavolul are, are fraze menescene, are tot felul de poezii, are tot felul de argumente ca să-i cedezi. Le-a testat pe mulți până acum, le testează pe tine. Diavolul știe că pornografia îți induce ideea că pornografia te educă. Dom'le, te căsătorești, trebuie și tu să te, să te echipezi de undeva. Pe unde? De pe internet. Da, te căsătorești. Ce se întâmplă? Păi uite că cu păstorul nu poți vorbi lucrurile astea așa de deschis. Și, -mă. Și dragii mei, pornografia nu, nu educă. Pornografia distruge. Multe familii care condimentează relația de căsătorie prin pornografie nu vă distrugeți familiile. Pentru că este o poezie. Acolo este o poezie. Este o lume ireală. Este o poezie care nu funcționează, nu e reală. Nu vă drogați! Vreau să spun că e, deja este tot mai evident și toți recunosc, specialiștii recunosc că pornografia este mai puternică, adicție mai puternică decât cele mai grele droguri. Creierul nostru elimină o substanță ca structură mai puternică ca și e, cocaina atunci când consumăm pornografie. Vreau să vă spun iară secretatea secretă, v-am tot spus acum, încă unul mai spun creierul nu face diferența între real și virtual. Nu mă credeți. Nu vi s-a întâmplat să vă uitați la ceva ce deja știați cum se termină, știați tot ce se întâmplă, știați că nu e real și începeți să plângeți. Tu știi, domnule, cum se termină. Tu știi că nu e real. Tu știi că așa și încep să plângi nu poți să-i spui creierului, stai liniștit, că eu știu că poți să fie bine la final. El începe să plâng. Am mai fost, poate care vă uitați la cât în tinerețe, poate acum nu mai, vă uitați la câte un meci de fotbal și zice, wow, echipa mea favorită. Și să rea, tu știai deja că, că era reluare. Dar tu nu mai puteai de bucurie, de încântat, de ăsta și trăiești acolo, ești conectat. Și îi spui la creier, stai măi, că de... N-a te mai... A, stai cu emoții. Ratează acum. Dar stai că tu știi rezultatul. Creierul nu poate face diferența între și mai mult, vă spun încă, pot să mai un secret, da? Creierul se comportă ca și cum ar fi el acolo. Studiul acesta a derivat de la un medic din Italia. Nu mi-am detalii, că nu vă să, asta, să vă spun asta, dar mi-am detalii câteva despre ele. A fost la un moment dat un, un uh, experiment în care o maimuță era conectată la creier, la activitatea creierului pe un monitor, da? Și se vedea activitatea creierului. În laborator, în momentul acela, intră un student cu o în mână. Activitatea creierului la maimuță se schimbă radical. Maimuța deja se comporta ca și cum ar mânca înghețată începe să așa, se, deja se comporta ca și cum ar consuma înghețată. Descoperirea aceasta se numește, dacă vreți să studiați mai mult, neuron în oglindă. Creierul atunci când privești orice, egal că la distanță, egal că în fața unui device, că printr-o sticlă, creierul se comportă ca și cum el este acolo implicat în secvența respectivă tu trăiești, tu ai trăirile respective, tu ești implicat acolo emoțional. În faza aceea, lovești unul pe celălalt și parcă pe tine te doare, parcă tu ești implicat acolo, tu suferi, deși îi spui la creier, stai un pic, cu dinar nimic. El nu face diferență aceasta. De deci ce e important, dragii mei, să, să, vă, să vă, protejați creierul acesta lăsat de Dumnezeu, care este partea aceasta de computer foarte importantă, enorm de importantă, care trebuie să o păziți, să nu o expuneți o imagine privită din, din această mordară poate să rămână 80 de ani în creier. Pentru că tot ce produce o anumită intensitate, o trăire mai intensă, fie negativă sau pozitivă, rămâne. De aceea vă amintiți unele conversații care ați avut cu telefonul, cu cineva care v-a marcat. Vă amintiți și locul în care erați în cameră. Nu, nu realizați asta. Deci mi amintesc și locul în care am stat în cameră și cum țineam mâna pe telefon. Atât de multe, pentru că ce te marchează, se imprimează în memorie și în creier. De aceea și veștile bune. Domnule, m-a sunat când era momentul ăla acolo în mașină, m-a sunat și am primit vestea asta. E atât de important tot ce lăsați să intre pe ochi și pe urechi. Nu asculta poeziile acestea. Ea zice, femeia asta, ascultați minciunile ei, zice că sacul cu banii la soț. O fi. Dar pe tine nu te duce mintea să le te gândești pe ce cheltuial atunci. Soțul pleca cu bani. Pe cu bani? Pe ai tăi acum stăm. Tu plătești pentru uh, distracția asta acum. Ate te că dacă ai sta să le analizezi, ai realizat că sunt minciuni. Ne vom îmbăta de dragoste, ea așa își vede, asta înseamnă pentru ea dragoste. Cum să faci să reziste în fața acestor poezii care le auzi la fiecare moment? Primești reclamă pe telefon, dating cu cineva. Ești bombardat la fiecare moment. Nu te uiți pe un site de știri, oriunde îți vin reclame. Cum să reziști la tentațiile astea? În Odiseea lui Homer, era eroul acesta, Odiseu, care spune că în drumul său de întoarcere de la război, în lupta cu sirenele, când a trebuit să treacă prin zona aceea în care erau sirenele și cu, cu cântecele lor fermecătoare, a dat ordin la marinar, deci astupați mi urechile cu ceară și legați-mă de catârul vasului, catargul vasului. Deci, oricât aș, aș insista să mă dezlegați, nu mă dezlegați, nu-mi dați uh, uh, libertate. Oricât de, 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 mult a striga, lăsați-mă, lăsați-mă, vreau să sar după sirene. Să nu mă lăsați, puneți-mi ceară în urechi, legați-mă de catarg. E important să-ți impui tu acum, până nu ajungi în dreptul sirenelor. Spune, domnule, orice s-ar întâmpla, eu nu voi trece de limita asta, vreau să mă păstrez. Ia legăminte înainte lui Dumnezeu, care tu le vei putea ținea cu ajutorul lui. Așa se treaptă, este căderea la presiunea ispitei, versetul 21, Ia scrie că tot vorbindu-i, tot vorbindu-i, deci nu i-a o odată, mai tinere, uite oferta mea, dacă vrei, bine, dacă nu, nu, ești liber, ești în tu o sală liberă. I-a spus odată, tinerul zice, nu, no, nu, no, nu, no, nici vorba, așa ceva nu fac. I-a mai spus odată, i-a mai spus odată, i-a mai spus odată, a insistat, că a știut că dacă repeți, repeți, insiști, auzi des același lucru, vece da. Dacă ești unul care te joci cu ispita, să știi că ispita nu are bun simț, nu are limite și va insista tot timpul. Ai grijă mare la, la jocul acesta. Dacă am auzit mulți dintre care spune, dacă aș, fi, dacă, a, dacă aș fi ascultat eu de părinții mei, dacă aș fi ascultat eu de, de slujitori, de plăcile care mi s-au spus, trec repede a șaptea, pierderea rațiunii și lipsa de discernământ, Vesetul 22. Dintr-o dată, deodată, ia stă, ți-a spus, ți-a spus, așteaptă un răspuns, iar și răbdare dacă trebuie, Îți mai spun o dată și spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată a început, s-a hotărât, domnule, da, mă duc, oricare ar fi prețul, vesetul 22, oricare ar fi prețul, asta e, mă duc, nu mai interesează de nimic. Mergi ca un bou nu mai realizez, ești un robot, mouse-ul merge singur, degetul tu umblă pe ecran singur, tu nu mai realizez. Și mă întreabă unii, frate, vale, ce să fac acum când am poza asta în față? Zic, nu știu. Eu îți spun ce să fac să nu ajungi cu poza în față. Atunci zici, strigă de tu, Doamne, ai miră și întinde, închide, dacă poți ecranul. Dar ce să faci să nu ajungi și la imaginea acestea și ajung treptat, treptat, treptat. Lista discernământului să realizez, dragi mei, că acestea sunt minciuni, iluzii, nu sunt adevăratele plăceri care țin. Dacă ne-am analizat consecințele, dacă am ști cât de mult, dacă am sta, știți care e strategia diavolului? Deci lasă, lasă factura, Uh, pay, by uh, buy now and pay later. Cumperi acum, plătești mai târziu. Lasă, nu te să te gândești consecințe, ce va fi cu uh, asta, nu te mai gândi. Acum e moment important, cum zice Nike, just do it. Nu fă -o. nu te mai gândi la consecințe, just do it. Fă, -o. nu contează, tot să o fac, fă, -o. Nu... Dar ce se va întâmpla după aia cu mine, cu relația mea, relația mea cu Dumnezeu. Dacă am ști, dacă am înțelege cât de mult ne afectează relația cu Dumnezeu fiecare păcat, problema e că noi, noi minimalizăm efectul păcatului. Dacă am vedea păcatul așa cum este în realitate, că este o palmă pe obrazul lui Dumnezeu, că ne afectează cel mai important lucru de sub soare, relația cu Dumnezeu, că are consecințe asupra vieții noastre, nimeni n-ar mai păcătui. Dar diavolul știi ce zici? Lasă că vorbim după aia. Nu-i momentul acum. Acum simți, simți ceva, fă just do it. Și nu mai avem discernământ. Nu mai asculți predici, nu-ți mai, nu -ți mai rămâne niciuna din predicile care le-ai auzit. Dumnezeu ți-a vorbit, te-a avertizat să nu faci. La momentul ăla nu mai contează nimic. Hormonii în cap și faci. Ultima uh, treaptă a cădere. Nici o șansă. Asta este ultima măgire. Versetul 22, 23. Gata. Sunt prins ca uh, un animal în laț, sunt mort, nu mai am nicio șansă, sunt sortit ajung mort. Nu mai am nicio șansă. Este o, o, o strategie, nu mai poți face nimic. Ajungi, domnule, m-am înșelat, de fapt, nu mai cu scorțișoare, ci miroase abator. Sunt distrus, nu mai pot să fac nimic și diavolul continuă, deci ești prea târziu, ajungi deja pe ultima treaptă, ai căzut de tot, nu mai ai șansă să te întorci nu te mai poți, oricum le ai făcut pe toate acum, poți să mai faci, Și asta este o mare minciună a celui rău, că dacă ai făcut uh, ceva, nu mai contează nimic, acum poți să le faci pe toate, că biserica nu mai e interesată de tine, că lui Dumnezeu nu mai pasă de tine, s-a creat deja o dependență, nu mai poți fi salvat. Ce vor spune tineri despre tine când vor auzi povestea ta? Mă doare când aud tineri care care nu mai cred în reabilitarea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu pentru aceea a murit. La a dat pe Fiul Său Hristos să moară pentru noi, tocmai ca tu să crezi, ca să fie o soluție pentru orice tânăr care și-a pierdut mărturia. Când ajunge momentul în care spune ce să fac acum, atunci Duhul Sfânt să aduce aminte, este o jertfă, este o cruce, este un lemn pe calvar. Tocmai pentru momentul acela în care te realizezi, frate, bine, predica asta este a mea. Eu sunt Dominic, acela care a vorbit aseară, eu mi-am pierdut mărturia. Dar în seara, în seara, aceasta, în dimineața aceasta, ziua de astăzi, este această veste a lui Dumnezeu. Oricât de jos ai ajuns, mai este șansa de ridicare. Deavolul te minte atât de mult că nu, pentru tine nu. O, da, el poate să ridice. Ia poate, el poate, eu știu, da. Dar tu la ce ai făcut, noi, nu este șansă. Este o minciună a celui rău. Și de multe ori îl, îl dezonorăm pe Dumnezeu pentru că nu credem. Credem mai mult în efectul păcatului decât în efectul iertării și a Sângilor lui Hristos de la calvar. Și vreau să vă încurajez în această zi să vă reculegeți, indiferent care este starea și păcatul în care ai căzut, să te ridici în această zi. Hristos de aceea a murit și cred că îl împlinește în de mult. Să vadă tineri în Paris, care a realizat că au nevoie de el și cred în jertfa lui și cred în puterea de iertare a Sânjelui lui Hristos. Vreau să vă comparați acum. A murit Hristos pe de-o parte. Pe de altă parte avem viața noastră. A fost un... Un întâmplare foarte interesată în America. Doi, erau doi soldați pe terenul de luptă și unul a murit pentru camaradul lui ca să salveze viața. Cel care a fost salvat de prietenul lui s-a -a terminat războiul și a ajuns la un moment dat la o aniversare în care se comemora a, eroii războiului și acolo a întâlnit pe familia celui care și-a dat viața pentru el. Și era un copil așa mic și a mers la el și a spus băiete. Vreau să spun ceva, sunt mândru de tatăl tău. El mi-a salvat viața, el a murit pentru mine. Și copilul acesta i-a spus o întrebare care pe mine m-a fulgerat. Și a spus așa, domnule, s-a meritat? A murit tatăl meu pentru tine. Ok și-a dat viață pentru voi. Și acum vă întreb, sunt conștient fiind că Hristos și-a dat viață pentru fiecare dintre voi. Întrebarea mea este acum, vă întreb foarte deschis, s-a meritat? Uitați-vă la viața voastră, cum o trăiți acum, pe de-o parte, puneți în balanță și în altă balanță puneți jertfa lui Hristos. A meritat Hristos să moară pentru viața care o trăiește acum? Este viața ta la înălțimea sacrificiului și a dragostei care și-a dat Hristos pentru tine? Dacă realizezi că viața ta nu e asta care a trebuit, că nu asta a fost intenția, nu asta e cea mai bună versiune a vieții tale, nu asta e ceea ce a avut Dumnezeu intenție cu viața ta, este cel mai bun moment astăzi să spune, Doamne, vreau să dau un reset la viața mea. Nu restart, nu butonul la mai mare, reset. Știi, este un buton acolo greu, îl găsești, trebuie să-l foarte subțire ca să ajungă. înseamnă reset. Acum, gata! Nu înțeleg nimic altceva decât să-mi restabilez relația mea cu Dumnezeu. Și din asta va însemna o mărturie nouă. După masă, după pauză, vom vedea cum putem să luptăm pentru ea. Dar cei care ați pierdut-o, putem să o recuperăm. Cei care sunteți încă tari și mari, uitați-vă, vecheați la aceste trepte, să nu fii pe niciuna dintre ele, pentru că altfel putem cădea. Și Dumnezeu să ne ține în picioare până la capăt. Amin.